Chiar zilele trecute am fost prin întâlniri, am făcut întâlniri cu fermierii, cu micii producători și ei au ridicat vechile și veșnicile probleme. Nu au spații de depozitare, nu sunt bani ca să-și facă solarii, nu pot accesa prea ușor fondurile europene și cred că prin experiența pe care o am și prin, profesionalismul meu, să pot ajuta cât de cât și fermierii brânceni.